Domnul să fie lăudat! Ne-am bucurat, fraților și surori, în seara aceasta că Dumnezeu ne-a vorbit și haideți să rămânem în fapt în capitolul 10 și să observăm aici cinci pași pe care i-a făcut Duhul Sfânt în formarea unei biserici. În cezarea nu era încă biserică. În cezarea era un om, spune aici în versetul 1, Numele lui era Cornel, era dintre neamuri și există aici cel puțin cinci pași pe care Duhul Sfânt i-a făcut, i-a parcurs în formarea acestei biserici. Și Dumnezeu a lucrat minunat. No, ne plac să știți mult predicile utilitare, predicile în care ni se spune ce avem de făcut. Dar acceptați în seara aceasta, fraților și surorilor, să amintesc doar ceea ce au făcut oamenii din fapte din capitolul 10. Odată, au avut o viață de sfințire înaintea Domnului, și acesta este un lucru foarte important. Uitați-vă ce spune versetul 2. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Și apoi scrie aici pe lângă că făcea multe milostenii, se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Asta înseamnă sfințire, un proces de sfințire. Al doilea lucru pe care l-au făcut oamenii din fapte 10, au ascultat fără să pună condiții. A venit Duhul Sfânt și a vorbit, Corneliu, făcut tare lucru, a executat, a ascultat. Petru, du-te acolo, a ascultat. Și al treilea lucru pe care l-au făcut oamenii aici, în fapt, în capitolul 10, au răspândit Evanghelia cu ajutorul predicării. Cu ajutorul predicării. Observați? Sfințire, ascultare, predicare. Asta a fost formula simplă a oamenilor din fapte 10. Dar haideți în seara aceasta să ne apropiem un pic de textul nostru și să vedem cei cinci pași pe care i-a făcut Duhul Sfânt, fraților, pentru că dacă noi în biserică lăsăm, așa cum cântăm, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze, dacă lăsăm loc Duhului Sfânt să lucreze, atunci El începe să lucreze. Noi numai să ne sfințim, să ascultăm și să răspundim Evanghelia. Să vorbim cuvântul așa cum este scris și Domnul face restul. Primul pas, uitați-vă de la versetul 1 până la versetul 8, ni se arată primul pas pe care îl face Duhul Sfânt în formarea Bisericii din Cezarea. Și l-am numit eu pasul descoperirii simple. Descoperire simplă, fraților. Asta era pentru necredincioși. Și deja de aici extragem o întrebare. Este posibil ca Duhul Sfânt să vorbească oamenilor necredincioși? Adică, mai aproape de adevăr, ați întâlnit dumneavoastră cazuri în care Duhul Sfânt să arate o vedenie sau să vorbească într-un fel sau altul unui om nenăscut din nou? Deci există, fraților, și asta ne uimește, ne uimește. Dar trebuie să precizăm un lucru, să fim foarte atenți. Duhul Sfânt dăruiește anumite descoperiri, anumite vedeni, anumite cuvinte unor oameni care au darul acesta, cum spune în 1 Corinteni în capitolul 12, darul de la Duhul Sfânt. Dar faptul că Domnul vorbește și se revelează unor oameni nenăscuți din nou, asta nu înseamnă că ei iau darurile Duhului Sfânt. Nu, 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 ci le vorbește în vederea mântuirii personale. Vreau să vă spun un caz asemănător cu ceea ce s-a întâmplat aici. Eram copil și la Câmpia Turzii, unde am crescut, în biserică, la un moment dat, a venit o femeie nu era pocăită, venea de la ortodoxi, era o femeie cu cernică, temătoare de Dumnezeu, întotdeauna când frații se ridicau la rugăciune, cu mare respect se ridica în biserică, pleca așa fruntea în jos și își spunea și ea rugăciunile așa cum le știa. La un moment dat, frații văzând o că vine, duminica, marțea, joia, S-au dus la ea și au întrebat-o, bună ziua, știm că locuiești în cartierul nostru, dar mai știm ceva că dumneata ești o femeie care mergi frecvent la biserica ortodoxă. Ce s-a întâmplat? De ce vii la noi la biserică și nu te mai duci la biserica ortodoxă? Și ascultați ce a zis femeia asta. Dragii mei, zice, eu m-am dus mult, mult, mult timp la biserica ortodoxă. Eram o femeie temătoare de Dumnezeu care mă rugam foarte mult acasă. Dar au fost câteva situații în care, în timp ce preotul își făcea liturgia lui în biserica ortodoxă, eu vedeam. Ce vedea? Au întrebat-o frații. Vedeam fie un înger capărea lângă el, un bărbat îmbrăcat în alb și cu aripi, zice. Fie vedeam o lumină fie vedeam ceva special și m-am dus de câteva ori la preot și am spus, domnule preot, uite ce am văzut. Și la un moment dat, zice, așa de tare s-a supărat preotul și mi-a zis, du-te la pocăiți ca acolo de tine. A vrut să scape de ea. Dar vedeți, prin preotul acela, Dumnezeu a trimis-o la noi în biserică. Și acum, uitați-vă, revenim Primul pas pe care l-a folosit Duhul Sfânt în formarea Bisericii a fost descoperirea, dar simplă fraților, simplă, simplă de tot. Ce era să vorbească Duhul Sfânt la Corneliu complicat? Nu înțelegea nimic. Dar văzându-l că e necredincios, că nu înțelege, că nu știe lucrurile cum sunt, i-a vorbit pe limba lui, i-a vorbit foarte, foarte simplu. Și anume, uitați-vă ce spune aici, pe la ceasul a nouălea din zi, nici măcar nu era seară, fraților, nici măcar nu era seară, era undeva ora trei după amiază. Era zi, era soare afară, și omul ăsta vede l-a murit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, intră la el, îi spune pe nume, și omul ăsta îi mai spune ceva, îngerul acesta îi mai spune ceva. Rugăciunile, milostenile tale s-au suit la Dumnezeu, el și-a adus aminte de ele și acum uite ce trebuie să faci. Trimiți niște oameni la Iope, acolo este unul Simon zis și Petru, el găzduiește în locul Cutare, la Simon tăbăcarul lângă mare. El îți va spune ce trebuie să faci. Fraților, surorilor, a fost complicată descoperirea aceasta. Deloc, deloc. Omul ăsta era un om necredincios, un om netăiat în prejur, cum era numit de evrei. Dar, totuși, uitați-vă, Dumnezeu se apropie așa de finuț și așa de frumos de omul acesta și vorbește simplu și pe limba lui. Uitați-vă, în Isaia, în capitolul 45, o prorocie foarte simplă, tot așa dedicată unui om necredincios. Așa vorbește Domnul către unsul său, către cir, eu zic și pe nume, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta. Voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier îți voi da visterii ascunse, bogății gropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeului Israel. Versetul 14. Așa vorbește Domnul. Câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale Sabenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite și vă dați seama când îi vedea Cir, legați cu lanțuri și mergând după el, cum nu-și amintea el de această prorocie dată prin Isaia cu ani și ani și ani înainte. De ce? Dumnezeu a vorbit foarte clar, foarte, foarte clar. Și uitați-vă versetul 13. Eu am ridicat pe cir în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Și dacă citim Ezra capitolul 1 cu 1, exact s-a împlinit, pentru că așa a vorbit Dumnezeu. Dar descoperirea a fost aici foarte, foarte simplă, foarte pe limba Lui. Îmi amintesc și vreau să vă spun, era în Cluj un frate, unii dintre voi l-a știut pe fratele păstor, pe Stan. Fratele Stan avea un socru, fratele Dascălu, bătrânul, și fratele Dascălu avea o întâmplare personală din viața lui. Și el spunea în felul următor. Eram copil, mergeam cu vitele la păscut și în fiecare zi exersam cu pietre. Zice, loveam diferite ținte, mi agățam în copaci, diferite ținte și le loveam. Eram stângaci și cu mâna stângă, dă -i, dă -i, dă -i, dă dă și le loveam țintele alea. Eram foarte, foarte abil și foarte bun să lovesc țintele astea. La un moment dat, zice, am ajuns chiar să pot să lovesc un fir de ață. Și zice, într-o zi mi-a venit un gând. Ce ar fi să iei o piatră, dar bună, netedă, frumoasă, să o pui în buzunar și să mergi la pocăiți și să faci un pic de deranj. Cel care conduce să primească de la tine o piatră în cap, așa între ochi, să-i dai o piatră și să pleci, să fugi. Și ți-ai bătut joc de pocăiți. Dar vedeți, a fost gândul diavolului, dar pe de altă parte a fost și organizată toată lucrarea asta de Dumnezeu. Diavolul nici nu-și dădea seama ce face, că s-a mântuit un om până la urmă. Omul ăsta intră în biserică, stăpând pe sine, frații erau la rugăciune, n-a știut pe cine să lovească. Și au zis, aștept până și termină rugăciunea și după aceea o să văd cine predică în fața lor, să văd, lovesc pe omul acela. Se termină rugăciunea, se uita cine o să vorbească, știți cine a vorbit? O fetiță, o un copil, o fetiță s-a dus în față și le-a zis fraților, zice, am primit de la Dumnezeu o descoperire. Și acum omul nu știa pe cine să lovească. O luat-o păstorul bisericii pe fetiță și a pus-o cu picioarele pe masa care era improvizată ca și amvon și fata asta și întinde mâna și zice, tu care ai o piatră în buzunarul stâng și stai acolo în spate și ai venit aici să faci deranj, Așa vorbește Domnul. Vreau să mă ating de tine și să-mi fiu un vas folositor. Păi Gândiți-vă, fraților și surori, cine știa că el are piatră? Cine știa că piatra e în buzunarul stâng, că el e stângaci? Cine știa că el a venit în biserică să facă deranj? Cine știa că el va fi un vas de cinste folositor în lucrarea lui Dumnezeu? Numai Duhul Sfânt. Omul acesta, tremurând și plin de frică, cum spune Biblia despre Pavel, despre Saul, a venit, uite așa-i tremura mâna, cu piatra era în mână și a zis, eu sunt acela fraților și vreau să mă pocăiesc. Și atunci s-a întors la Domnul. Dar vedeți ce simplu i-a vorbit Domnul. Și de aceea să știți, dacă Domnul pe cineva îl are în plan de mântuire, cum a fost în casa lui Corneliu, nu vorbește complicat cu omul acela. Uitați-vă ce spune în 1 Corinteni, în capitolul 14, că dacă vine cineva în mijlocul vostru, versetul 24, 25, este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Doamne, mai dăruiește ne revelații de felul acesta. Revelații simple, dar cu impact, cu putere. A fost primul pas făcut de Duhul Sfânt pentru cei necredincioși. De aici, iarăși, extragem o întrebare. De ce nu i-a predicat îngerul la Corneliu? Că îngerul știa evenimentele, nu? Dar spune foarte clar Apostolul Pavel că trimișii împuterniciți ai lui Dumnezeu nu sunt îngerii, sunt oamenii ca și cum Dumnezeu ar ruga prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vedeți? A trimis, a venit îngerul, dar îngerul a zis, eu nu știu ce înseamnă dulceața iertării prin Calvar, prin Golgota, să vină Petru, că el știe, că el s-a lepădat și pe el a reabilitat Hristos și pe el a iertat Hristos, să vină Petru și el să spună ce are de spus. A făcut Dumnezeu o mare minune, o mare lucrare. De ce? Uitați-vă, Dumnezeu se folosește de oameni. Am citit undeva și m-a marcat lucrul acesta, să știți. Un păstor american mergea cu mașina, conducea și a auzit vocea Domnului. Oprește-te! Și-a mai auzit încă ceva. Întoarce-te! Da, Doamne, dar mă grăbesc, trebuie să ajung în locul cu tare, am întâlnire, e ora cu tare. Grăbește-te, întoarce-te și oprește-te la marginea parcului. S-a dus mai departe, a auzit iarăși vocea, s-a întors, s-a dus la marginea parcului și când ajunge omul acesta, vă dați seama, a ieșit din mașină, s-a dus, a intrat în parc, vine spre el un bărbat, schimonosit, schimbat la față, speriat, și spune, domnule, spunem ce să fac. Păi eu ce să spun ce să fac? Că eu nu știu ce să-ți spun. Domnule zice, eu eram pe partea cealaltă a parcului, acolo zice, e apa cu tare, lacul cu tare și am vrut să-mi iau viața, am vrut să mă arunc în apă și ai venit tu lângă apă și mi-ai zis să vin pe partea cealaltă a parcului că o să-ți zic, așa mi-ai zis, o să-ți zic eu ce să faci fratele s-a uitat și a dat seama de ceva. Și a dat seama că la omul acela a apărut în fața lui un înger al lui Dumnezeu care a luat chipul păstorului. Și când a înțeles lucrurile acestea, a început să-i explice, i-l a vestit pe Hristos, omul acela l-a primit pe Isus ca mântuitor personal și a scăpat de gândul de sinucidere. Vedeți, Dumnezeu se folosește de îngeri dar doar ca îndrumători spre mântuire. Dar de oameni se folosește în mod deosebit ca să predice Evanghelia. Îngerii nu pot să predice Evanghelia, dar oamenilor, mare cinste, mare onoare, slăvit să fie Domnul. Apoi este al doilea pas pe care îl observăm, fraților și surori, de la versetul 9 și până la versetul 19. Asta am numit-o eu o descoperire cifrată E o revelație un pic mai complicată. Gândiți-vă dacă ar fi văzut Corneliu în fața lui, cerul deschis, un vas legat, așa, ca o față de masă, o grămadă de dobitoace, de... nu înțelegea nimic Corneliu. Dar această descoperire s-a dat prin Duhul Sfânt, știți pentru cine? În primul rând pentru Petru, dar în al doilea rând pentru Biserica din Ierusalim. Pentru că mai târziu, uitați-vă din capitolul 11 în jos, Petru merge și le explică și ei înțeleg, ei deja erau obișnuiți cu descoperirile de genul acesta. De aceea în biserică atunci, când se aude o descoperire și poate e un pic mai complicată, fraților și surori, atunci noi trebuie să stăm, să așteptăm de la Domnul, pentru că lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Nu putem noi, vă spun un exemplu din viața mea, era 2000, anul 2001 și aveam o tactică, cred eu, bună, bună a fost și e bună pentru tineri, să nu mă duc să discut cu nicio fată în vederea căsătoriei, ca să nu le fac să sufere, dar să mă duc și să întreb pe Domnul, Doamne, ce părere ai de fata asta? E de la tine sau nu e de la tine? vă dați seama, nu eram căsătorit și atunci mergeam și îl întrebam pe Domnul. Ok, și mă duc la fratele Vilucă în Feleac, un om al lui Dumnezeu, un proroc deosebit. Intru la el, frate Viluca, am o cauză, hai mă să ne rugăm. Și ne-am rugat. Ai ce m-am bucurat, dar eu eram cam... Nu eram tare duhovnicesc atunci, eram eu așa, mă luptam cum puteam, dar m-am bucurat enorm de lucrare du-te înainte tânărule, încă de trei ori mi-a zis Domnul, extraordinar, zic, e de la Domnul, fata asta e de la Domnul, mă duc înainte, discut cu ea, dar m-am lovit cu capul de pragul de sus, să știți, după câteva luni au apărut ceva și unul în stânga și unul în dreapta, ca și Lot cu Avram. Și acum mă duc necă și, Doamne, de ce -o trebuie să se întâmple toată lucrarea asta în forma asta? Și iau iară lucrarea, acum să o înțeleg. Și acum mi-a dat Domnul înțelepciune, și am luat-o cuvânt cu cuvânt, du-te înainte tânărule, du-te înainte că eu voi fi cu tine, nu te lăsa amăgit de propunerile ființei tale, du-te înainte că eu îți voi purta de greu. Oh, o, zic, Doamne, asta a fost din propunerea ființei mele, adică din firea mea pământească. Și atunci am înțeles lucrarea, dar înainte... Puteam să scot povești la omul dacă că nu e omul Domnului. Dar vedeți, lucrările duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Într-o familie, vă spun iarăși că văd câțiva copii aici, într-o familie era un caz așa, tata tot mergea la băute, mergea la, la bar să bea și familia suferea, suferea foarte tare familia. Și într-o noapte bețivă, ăsta are un vis, și se trezește dimineața tulburat. Vedeți, de azi zic că lucrările complicate trebuie judecate un pic prin Duhul Sfânt ca să le putem înțelege. Dar acolo Domnul l-a luminat pe un copil. Să trezește omul foarte tulbure și zice familiei, am avut un vis. Dar ce ai, ce ai visat, tată? O zis copiii, soția, ce ai visat? A pe păi zice, nu știu, nu știu ce, dar tulburat, zice. Trei șobolani unul era orb, unul era slab și unul era gras. Eu nu știu ce poate să însemne. S-a uitat copilul la el și a zis, tată, îți traduc eu, stălmăcez eu vedenia visul ăsta că a fost de la Domnul. Și ăla orb zice, ești dumneata, că în loc să ne dai nouă bani și să ne iei mâncare și haine, te duci și dai pe băutură. Și ăla slab suntem noi, că suferim, și nu avem mâncare și nu avem haine și nu avem nimic. Și la gras, zice, e cârciumarul care îți fură banii. I-a explicat copilul, dar era complicat, pentru că pentru el nu făcea sens și a trebuit să vină un copil să explice o lucrare. Și vedeți aici, apostolul Petru se uită și vede lucrurile astea. Și apoi uitați-vă la pasul numărul 3, fraților. Aici aș putea să vă spun, am auzit o întâmplare cu o lucrare complicată, un frate care a fost închis în închisoare pe timpul comuniștilor, a vrut să treacă frontiera, știu că mulți dintre voi ați încercat și Domnul v-a ajutat, v-a dat lumină, v-a dat protecție, dar pe ăsta l-a prins și într-o noapte a visat, a avut un vis cu cifrurile lui Ceaușescu și a visat niște cifre și era exact data în care Ceaușescu făcea 70 de ani. Și atunci s-a deschis un lacăt mare. Și el nu înțelegea nimic. Și a fost un om din lume care i-a explicat. Și a zis, e data când Ceaușescu face 70 de ani, se dă grațiere. Și atunci au fost eliberați foarte mulți. Deci, vedeți, sunt lucruri care trebuie judicate duhovnicește. Pasul numărul 3. Uitați-vă, un dar de cunoștință vine în dreptul lui Petru, pe când se gândea, spune versetul 19 și 20, pe când se gândea la vedenia aceasta, Duhul i-a zis, vine Duhul și dă o cunoștință. Iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te, du-te cu ei, fără șovăire, căci eu i-am trimis. Și apoi, de la versetul 21 în jos, este o paranteză istorică să o numim așa. Dar de la versetul 34 găsim pasul numărul 4, în care vine Duhul Sfânt cu darul înțelepciunii și începe să vorbească prin Petru, fraților, surorilor. Așa de simplă pare predica asta lui Petru, dar uitați-vă cu ce impact, cu ce putere! Petru în predica lui a fost călăuzit de darul înțelepciunii care a venit direct prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a călăuzit, Duhul Sfânt i-a spus ce să predice. Și în timp ce predica, uitați-vă, el îl predica pe Hristos în centrul unui vieții și a predicii unui predicator. Trebuie să fie ființa lui Hristos. Știți vorba făcută prin toată Iudeea începând din Galileea, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca, căci Dumnezeu era cu El, noi toți suntem martori. Și uitați-vă pasul numărul 5, pe lângă darul înțelepciunii care a venit peste Petru și i-a spus exact punct cu punct, ce să predice. Uitați-vă la pasul numărul 5, de la versetul 44 la 48 darul minunilor. Tare aș mai vrea să văd, am văzut dacă țin minte bine de două ori în viață, în timp ce predica un frate a sărit cineva din biserică vorbind în altă limbă, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Tare m-aș bucura să mai văd așa Evanghelia însoțită de, de, puterea ei. Eram copil, eram copil și venea fratele Vereș de la Cluj la noi, în câmpia turzii și în timp ce el predica fraților, uite așa făcea cu mâinile, atât, că simțea puterea. Și atunci biserica toată sărea la rugăciune, nu mai stătea unul pe scaun și pornea un clocot și copii, erau copii de 4, de 5 ani, de 6 ani, care se rugau cu niște cuvinte atâta de adânci și cu lacrimi, uite așa le curgeau lacrimile. Tare aș vrea să mai văd lucrări de felul acesta, tare aș vrea. Eram copil și a venit un frate de la Oradia, încă mai trăiește, are 80 de ani. Și în timp ce el predica și a îndreptat degetul în biserică către o soră, era sora Lucreția, în câmpia Turzi, era vasul de lucru al bisericii. Și eu, în mintea mea de copil, de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, când auzeam în biserică, așa vorbește Domnul și mă duceam acasă, îi spuneam la mama mea că Domnul a fost în adunare. Atât înțelegeam și eu și dacă nu vorbea Domnul într-o seară sau într-o zi, eram tare trist. Domnul n-a fost în adunare. Atât înțelegeam, așa era în mintea mea. Și a venit vremea ca Domnul să încerce pe sora Lucreția și a trimis și a îngăduit peste ea un duh de boală și era bolnavă de cancer. Și a venit fratele de la Oradea și în timp ce predica Duhul Sfânt i-a vorbit și-a îndreptat degetul în adunare și o zis cât despre tine femeie care ești bolnavă de cancer, acum mă ating de tine și te vindec. Și pe moment era cauza bisericii fraților, atunci nu era așa ca acum. Dacă cineva trecea printr-o boală așa terminală, toată biserica clocotea, luau zile de post, șapte zile, dacă era cazul 40 de zile, bă, zicei, mamă, între copii, trebuie să rămână mama la atâția copii. Sora Lucreție avea și ea vreo șapte, opt copii și era cauza bisericii. Și pe moment Domnul s-a atins de ea și a vindecat-o. Pentru că Domnul face minuni, să știți, face minuni. Trăiește sora și astăzi. Și asta a fost înainte de revoluție, lucrare de care vă istorisesc. Dar uitați, Dumnezeu la cuvintele unui om, în timp ce un om vorbește aici, se coboară Domnul cu puterea minunilor și face o lucrare mare ce mai ușor? Să fie vindecat un om sau să fie botezat cu Duhul Sfânt la o predică? Și un lucru și altul e complicat și greu, dar Duhul Sfânt le face, lăudat să fie Domnul. Și vreau să vă spun aici, apoi vreau să ne și rugăm, pentru că începeam și spuneam cinci pași în formarea unei biserici. Vreau să vă spun că în România, cele mai bune biserici, cele mai frumoase, cele mai tari biserici au fost formate direct de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Era o femeie bolnavă, undeva lângă Câmpia Turzii, undeva la 10-12 km de Câmpia Turzii, acolo nu era biserică, numai biserică ortodoxă era în satul respectiv. Și femeia asta era bolnavă, avea boală terminală, era pe pat era paralizată, tot mai rău nu mai mânca. Și soțul ei s-a dus într-o zi, până sus pe deal ca să aducă niște lemne. Și de la Cluj, Domnul i-a vorbit la fratele Iacob Șumandia, la bătrânul bisericii noastre, a fost până în 2010 când a plecat la Domnul. I-a vorbit Domnul și i-a arătat o tablă în vedenie, în timp ce se ruga. Și au zis, aici trebuie să ajung. Și el a plecat. Și când a ajuns în satul respectiv, în Luncani, au zis, Doamne, unde să mă duc? Du-te, du-te, du-te. Aici trebuie să intri. Și au intrat în curte. Doamne, ce să fac? Nici țipenie de om, nu-i nimeni în curte asta. Casa cred că-i pustie. Intră în casă. Și a intrat în casă. Și femeia era paralizată pe pat. Și soțul ei era pe deal să aducă lemne pentru foc. Și omul ăsta s-a apropiat de patul ei, s-a rugat, i-a spus de Domnul Isus și a pus mâinile peste ea. Și femeia a sărit din pat vindecată, fraților. Fratele Iacob a zis, Doamne, mi-am făcut lucrarea, îți mulțumesc că m-ai învrednicit. O pleca la Cluj. Omul, soțul femeii, era pe deal și se uita. Era forfot în curtea lui, vedea mișcare și nu vedea bine ce e acolo. zise, extraordinar, mi-o murit nevasta. Mă duc repede acasă. Și-o plecat acasă. Când a ajuns acasă, soția lui era în curte, vindecată, cânta, se bucura. Domnul zice, Dumnezeu m-a vindecat. Dar a trebuit formată biserica, pentru că spuneam pași în formarea bisericii, uitați-vă aici în fapte 10, cum s-a implicat Duhul Sfânt pas cu pas, pas cu pas, ca să se formeze biserica. Aici era Corneliu, erau toți prietenii lui. N-a fost gârcit, i-o chemat, erau cei ai casei, rudenile lui. Și toți au auzit Evanghelia și uitați-vă ce spune aici. Toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri că cei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu și atunci s-a format acolo biserica fraților Omul a ajuns acasă, în localitatea Luncani. A văzut-o pe soția lui, nu mai putea de bucurie. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, măi omule. A fost la noi aici acasă un om al lui Dumnezeu. Uite, era așa, așa, el o descris. Tu, femeie, dar noi acum ce trebuie să facem? Nu știu, măi omule, nu știu. Dar știi ce să facem? Hai să ne rugăm ca și soția lui a, a făcut. Să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu să ne spună ce trebuie să facem. Și au început să se roage și s-au rugat. Mai era o vecină care era cu cârjă și era paralizată și ea la un picior, pe partea, o parte, nu știu exact pe ce parte, și și ea a auzit de minuni, de lucrare și a auzit să vină să roage și pentru mine omul ăla, că eu cred că Dumnezeu mă vindecă și pe mine și au început stăruință fără să știe în ce direcție și se rugau vecinii, se rugau cei ai casei, Doamne, mai trimite el pe omul acela, nici nu știau cum îl cheamă. Și într-o zi îi vorbește Domnul iarăși la fratele Iacob, du-te iar în Luncan și se duce acolo, s-au adunat toți, Domnul s-a atins și de vecina aceea și a vindecat-o, le-a vestit Evanghelia, i-a botezat și așa s-a format o biserică ce și astăzi aș dori tare când mergeți în țară, nu uitați, a doua vinere din lună, din fiecare lună la Luncani, se adună undeva aproape la 500 de oameni din toată țara, de peste hotare, în fiecare lună și acolo Domnul face încă lucrări mari, pentru că e prezent Duhul Sfânt acolo. Dar uitați de unde a pornit, de la ceva, o zis Duhul Sfânt la fratele Iacob, te duci Fratele Iacob a ascultat, s-a dus, a avut o viață sfântă, o viață de apropiere de Domnul, a vestit Evanghelia și așa a luat formă o biserică fraților. Eu cred că și în familiile noastre Dumnezeu poate să lucreze prin Duhul Sfânt, să mântuiască copiii noștri. Îi avem și noi pe a doi și ne tot rugăm pentru ei încă de acum, pentru că nu-i prea devreme și nu-i nici prea târziu pentru tine să te rogi dacă ai copilul plecat în altă parte. Domnul să se atingă de el prin Duhul Sfânt și Domnul să vorbească copiilor noștri prin Duhul Sfânt, fraților. Eu vreau să rămân la gândurile astea. Și aș vrea să vină fratele să continue, dar aș vrea în rugăciunea pe care o vom face. Să-l rugăm pe Domnul, Doamne, mai vin odată, așa cum era o cântare veche, poate o știți, mai vin odată, mai vin odată, porumbel ceresc și sfânt, mai vin odată, mai vin odată la noi pe pământ. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.